Apoi a spus domnul, iată că bobul de aur pe care l-am pus în voi nu-și mai are strălucirea din pricina zgurii care s-a lipit de el. De aceea îl voi trece prin foc pentru ca zgura să se dezlipească de pe el. Iată că voi trece cu un foc de curățire prin popor, voi trece din casă în casă, din familie în familie, la tânăr, la bătrân și pe aceea ce se lasă curățit și iau hotărâri noi de sfințenie și de apropiere de Domnul. Îi va pune într-o stare după voia sa, căci Domnul vrea să lucreze ca la începutul credinței cu semne și minuni, ca darurile Duhului Sfânt să împodobească biserica în vederea pregătirii pentru răpire. Cei ce nu se lasă curățiți de zgură vor fi lăsați la o parte ca fecioarele neînțelepte și nu vor avea parte de răpire. Domnul a zis, iată că răpirea poporului va fi în curând de tot. Înainte de răpire însă, poporul va trece prin prigoană, că numai în prigoană se va dezlipi de tot ce e firesc și pământesc. Numai lipindu-se de Domnul, aurul își va căpăta adevărata strălucire și valoare. Nu de pe băncile adunării stând comozi vor fi răpiți credincioșii, ci va trebui să vină ceasul să dea socoteală de nădejdea care este în ei. Domnul a spus că nu îngăduie încă prigoana, căci poporul Domnului nu e încă pregătit a intra în prigoane. E prea slăit de puterea dumnezească și dacă ar intra în această stare, mulți ar cădea, s-ar lepăda și nu ar putea rezista, căci numai prin puterea Duhului Sfânt va putea poporul trece prin prigoană. Cu puterea pe care o avem, nu vom putea rezista, poporul va trebui întărit prin puterea Duhului Sfânt pentru acea vreme. Celor ce se apropie de el cu hotărâri noi de sfințenie și neprihănire, Domnul le va întări mărturia cu semne și minuni, dar aceasta va fi o vreme scurtă înainte de prigoană, pentru ca poporul Domnului să fie întărit spre a putea trece prin prigoană. Apoi s-a trecut de la această fază. Știam că Domnul a trecut cu focul de curățire prin popor începând să lucreze, întărind mărturia robilor săi prin puterea Duhului Sfânt. În numele Domnului Iisus se făceau vindecări, semne și minuni prin care poporul s-a întărit mult în credință. Când au auzit cei necredincioși, s-a strânit împotrivire, căci aceste lucruri nu puteau să nu se vadă și să nu se audă. Cei de afară căutau să le iasă înainte, dar nu puteau direct, căci lucrările erau prea temeinice și vădite. Nu puteau să le spună că nu e îngăduit a vindeca orbi, muți, ologi, dar au căutat o metodă să le iasă în cale. I-au chemat pe aceia din popor prin care lucra Domnul și i-au întrebat cu ce putere fac aceste lucrări și le cereau să nu se mai facă atâta vâlvă și să se retragă din lucrare. Ei au răspuns, suntem împuterniciți de Dumnezeu pentru această lucrare și această putere vine de la El, nu de la oameni. Noi vom merge nu unde vrem noi, ci unde ne trimite Dumnezeu. Nu la persoane pe care le alegem noi, ci pe care Domnul le alege. Atunci li s-a spus, bine, dacă sunteți copiii lui Dumnezeu și nu sunteți eretici, vrem și noi să ne lămurim de lucrul acesta. Căci așa este scris în Biblia pe care voi o aveți, de veți trece prin foc, focul nu vă va arde, apa nu vă va aneca, iar dacă veți bea ceva de moarte, nu vă va vătăma. Noi vrem să ne convingem că sunteți copiii lui Dumnezeu. Vă vom băga în foc și dacă focul nu vă va arde și animalele sălbatice nu vă vor sfâșia, atunci vom crede că sunteți copiii lui Dumnezeu. I-au adus în fața unui foc mare și le-au zis, alegeți, ori vă retrage și nu mai săvârșiți nicio lucrare în numele lui Dumnezeu, ori dacă nu vă vom băga în foc. Atunci unii s-au întors spunând că se retrag, că deși știu ce este scris în Biblie, ei nu au încredințarea că și cu ei se va întâmpla la fel. Atunci s-au ridicat câțiva credincioși ce erau plini de puterea lui Dumnezeu. Când au început a vorbi, se vedea că Duhul Domnului vorbește prin ei, căci erau plini de curaj și tărie. Ei au zis, noi vă spunem că suntem copiii lui Dumnezeu și nu ne retragem din lucrare chiar dacă am ajunge în foc. Noi nu îl slujim pe Domnul numai dacă nu vom arde, ci noi pe Domnul îl vom sluji chiar dacă vom arde, dar vă spunem și suntem pe deplin încredințați, că ochii voștri vor vedea pe unii trecând pe aici prin cuptor și nu vor arde, ca să știți că suntem copiii lui Dumnezeu și atâta timp cât este suflare în noi, nu ne vom retrage din lucrare, ci vom mărturisi adevărul. Atunci au fost luați și băgați în foc, dar binecuvântat să fie Domnul că și-a arătat puterea ca pe vremea celor trei tineri din Babilon. Flăcările focului se retrăgeau dinaintea credincioșilor și n-au avut nicio putere asupra lor. Nici chiar hainele nu le-au ars și au trecut neatinși prin foc. Atunci au dus la animalele sălbatice înflămânzite în adins ca să fie mai fioroase. Pe credincioși au dezbrăcat de hainele mai principale și au lăsat numai cu hainele de corp ca să întărâte mai mult fiarele.
Animalele au ieșit fioroase din cuștile lor și s-au repezit spre credincioși, dar ca la o poruncă s-a oprit cam la 3 metri de credincioși. S-a întâmplat un lucru deosebit. Un urs s-a ridicat în două labe și s-a îndreptat spre credincioși, oprindu-se în fața unei persoane. Toți cei de față credeau că desigur ursul o va sfâșia. Dar ursul a început să mângâie cu labele, iar cu capul s-a plecat și ca o pisică o mângâia pe picioare. Tot timpul acea persoană vorbea în limbi prin puterea Duhului. Ursul parcă înțelegea că îl mustră să se depărteze și s-a retras pe picioare înapoi spre celelalte animale. Atunci au recunoscut și cei necredincioși pe copiii lui Dumnezeu, iar cei credincioși toți au fost întăriți văzând aceste mari lucrări. Aceasta nu a fost prigoana propriu-zisă, ci vremea de care a spus Domnul că va dovedi chiar în fața celor necredincioși că suntem copiii lui. Prigoana de acum avea să vină. S-au căutat tot mai multe motive și astfel a început prigoana atât de aprigă încât credincioșii nu mai aveau voie nici doi cu doi să se strângă. Cine călca legea era închis și pedepsit. Din ce era mai aprigă prigoana, credincioșii se bucurau că știau că Domnul a spus că nu va mai fi mult, iar când va fi mai greu, el va veni și îi va lua. Pe ei nu-i mai lega nimic de pământ, ci stăteau cu mâinile ridicate în sus, strigând, vino Doamne Iisuse! Și erau bucuroși că știau că este ultima fază și urmează răpirea bisericii.